Deputatul USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș, prezintă succint un raport de activitate al Uniunii Salvați România aferent ultimei luni. Înainte de toate, parlamentarul ține să readucă în discuție unul dintre cele mai importante proiecte ale USR, legea împotriva pensiilor speciale, care vizează abrogarea acestor venituri pentru 7 categorii profesionale, inclusiv cea a parlamentarilor. Apoi, deputatul USR sublinează întâia colaborare oficială între USR și Platforma România 100, proiectul Comisia de Tăiat Hârtii, un instrument deosebit de util în procesul de debirocratizare a instituțiilor publice din țară. Legea noastră privind reducerea grăsimilor toxice din alimente a trecut de Senat. În plus, am venit cu o propunere legislativă care privește introducerea în școli a orelor de educație pentru sănătate. Ne dorim eliminarea conflictelor de interese la aprobarea legilor și un comportament decent în rândul aleșilor țării, motiv pentru care am solicitat modificări la codul de conduită al deputaților și senatorilor în ideea promovării decenței și integrității. Nu dorim condamnați penali la conducerea Parlamentului, a comisiilor sau a grupurilor parlamentare, mai arată deputatul USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș. USR a avut în ultimele 30 de zile peste 60 de poziții oficiale privind derapajele coaliției de guvernare. Datorită oamenilor care sunt alături de USR la dezbaterile organizate de filialele din țară, dar și datorită celor care solicită audiențe la cabinetele parlamentare, s-a păstrat și luna aceasta ritmul de lucru în privința întrebărilor și interpelărilor, câte una pe săptămână de fiecare parlamentar USR, mai precizează parlamentarul Vlad Duruș.